Vouă ăla, după ce a murit, nici acum nu mă lasă în pace, înțelegi? S-au apucat aia să construiască exact acolo. Și te-a pus Danezu să-l moți? Nu, am vrut să-l pup. Bine, mă, și mie de ce nu zici nimic? Pentru că nu-i treaba ta, bă. Dar cum nu-i treaba? Mai nu-i treaba ta. Da, e treaba mea. Iar vă certați, mă? Da. De ce? Care e faza cu Noni? Cred că nu înțeleg, am greșit cu ceva? Da, bineînțeles. De ce l-ai pus pe ăsta să-l mute? Păi pe cine vrei să pun? Pe tine? Nu din cauza lui nevastă s-au întâmplat toate? Nu, din cauza ta. Era Noni omul tău? Ah. Păi ce să fac dacă n-am și un băiat de încredere pe care să mă bazez? Ce face? Eu sunt de vină? Adică eu sunt de vină că nu sunt în stare să-ți duc ție găinările până la capăt, nu? Sau cum? Că vreau și o viață normală, fără mustră de conștiință. A, gata! Ce-i gata? Ce ai spus, mă? Băi, nene, nu mai dau în cap, că nebunesc! Vă ceva? Vă certați? Nu, Mihai. Așa vorbim noi în familia asta, mai tărișor. Hai cu mine. Unde? La pădure. Facem și noi o plimbare, să ne cunoaștem. Avem multe de recuperat. Hai, lasă, că poți să-i știu. Jur, Robi, că uneori îmi vine să-l... Bă. Frumos la București, tovarăși? Foarte frumos. Ia-o din loc, hai. Dă-i drumul de aici. Mai du-te, mai du-te. Nu acolo, băi, că e rezervat, nu vezi? Stai aici. Ce vrei? Whisky. Du-te și azi în altă parte. Unde dracu să mă duc? Domnul Robi, să știți că mai sunt și alte baruri unde puteți consuma băutură de la prima ora dimineții și unde puteți să vă dați liniști la orice femeie doriți. Sau țineți neapărat să o faceți aici, în fața mea. De ceva? Numai de femei nu merg de mine. Ah. Uite-te bine la mine. Nu vreau să mai am nicio treabă cu tine. Am terminat, înțelegi? Dacă ții neapărat să stai aici, rămâi tu și eu plec. La revedere. Hai, drum bun și cale bătut. Te întoarci că te-ai chemat eu pe aia, auzit? Însu șmecher! Mai mărim la mine. Ești moldovean, este? Pe căpățână se vede. Ce te apucam? Să mă amăm, dacă am început cu el. Te întreb de băut la ora asta. Bine, ce ți-a făcut? Cu ce mi-a făcut? Nu vorbiți de nevasta mea aici, bă. Mai vorbești, bă, de nevastă. Așa. Dar tu de unde știi că stai? Dar tu de unde crezi? Că e și o guliță, e că mă iubești, te-a sunat, este? Dacă nu vrei să pierzi pe nevastă, te atunci vorbește cu ea. Zici că cum e trec, am venit eu aici. Nu știu, dar concentrează-te. Și noi? Tu ești iubit, chiar vrei să o pierzi pe Aura. Uite la baie și te spală pe față, că-ți comand eu cafea. Nu vreau. Rău. Salut. Mihai, nu acum. Mai sorry. Hai. Ce să poți? Am găsit niște pastile pe care le luam dinainte. Nu, nu e nimic. Unde ești? Ești acasă? Da, la atelier. Simona, nu e cu tine? Nu vreau să mă vad așa. Bine, hai că vin eu acum. Tudor, vină mai repede. Stai liniștit că vin eu acum, am zis. Eu trebuie să plec. Băi, ai grijă de tine. Și iei un taxi când vin. Da, du-te. Bine, rău. Cărciu mandru, ăla n-a fost om nebun. Cine a fost cărciu mandru, ăla n-a fost om nebun. Ăla a fost om cu minte și era cumva, dar mai știu cum. Descrie-o, fă așa. Ah, să moară, mă. Alo! Robi, nu te mai obosi, hai pleacă de aici. Aura nu vrea să facă. Alo, tu cheamă să-mi zic că ea mie față-n față, nu să-mi zici tu mie. Robi, pleacă! Tu n-am scară, plecă, îmi zici tu că eu sunt șmecher. Cine-i domnul ăsta? Cine e? Nu este niciun domn și nu contează pentru că pleacă! Eu plec, tăi așa că eu sunt băiat civilizat, dați-mi voie să mă prezint, scumpă doamnă, Robert Lăcătuș, îmi pare bine. Nu te mai spune, Robi, sunteți o deosebită
Hai bine. Domnule Lăcătușu. Lăcătuș, fă, ca marele fotbalist, nu Lăcătușu, da? Dragă domnule, îmi face o deosebită plăcere să vă rog să plecați. Da? Popule, tatu, cine ești? Sunt sora Mirelei. Ne-am stricat. Și tu ești tare în gură la fel ca asta? Da, adică stați puțin. Aia e sora? Sora? De ce dracu crezi că Aura vrea să vadă dacă ești bădăran bețiv care umblă după alte femei? Sincer, acum. Eu sunt bădăran și bețiv. Tatu, ce ești mâncat? Ești gura ta care te-ai dat cu tata lui Gagica. Asta e adevărul, doamnă, vreți să vă mint? Ce vrei, mă? Să rămâna să trăiți. Ați reușit să apăreți și pe la mine. Păi am venit să te văd, să stau de vorba cu tine față în față, nu să vorbesc eu cu toate frigidele. Doamna, mama, ce bine a intrat asta. Păi dacă mai dai o dată, te bade, te omoră, înțeles? Iauzi, am trecut de la păreri de rău și cerut iertare la amenințări? Nu, fă, doare, după aia dacă dai tare și dacă mai dai, te bat. Asta e? Da? Da. Bă, nu mai da mine, că amețesul, înțelegi că mă doare capul, nu-mi face nici tu mie. Mama, Irina, hai, intrați în casă cu el. Nu te amestecăm. Și eu cu tine. Du-te, fă de aici, lasă-mă, că vreau să vorbesc cu ea. Pleacă de aici, că vorbesc cu ea față în față. Nu mai da, că te bat, vreau. Aia, fire, aia, dracu, să fii, dacă nu bătaia ta o să fie televizată. Mirela! Ce faci, bă, te-ai lovit la ceas? Ajutor! Las-o, fă, că n-are nimic, a ta tot timpul face așa. Hai, ne fă sus. Vino cu... Vino... Fă, tu chiar te-ai lovit? Fă! Fă! Mă, fata mea, am adus-o, putem să mergem acasă, te rog frumos. Nu. Mă, nene, mi-e rău, nu mă simt bine, mă sufoc aici, în spitale, nu le suport. Vrei să pleci? Da! Pleacă. Și să mor eu dacă să mă mai vezi vreodată, pe mine sau pe fată, du-te. Mă, dar unde v-am găsit eu? Unde v-am găsit eu pe voi, toate gravidele la mine în curte? Ha? Toți copiii la Robi, nu? Uite, ăsta danezul nu răspunde la telefon, Tudor nici atât, se omoară între ei, ce fac ăștia? Nu vine nimeni să ne spună și nouă ceva? Mamă, dacă a pierdut copilul? Ah, nu mai gândi așa, te rog, nu gândi așa. Mai eu sunt de vină. El e de vină. Ce, mă? Tu taci. Nu el de vină, eu sunt de vină că l-am întărâtat pe el într-o discuție. Mirela a crezut că el s-ar putea să mă lovească, a intervenit să oprească chestia asta și a alunecat. Iată. Doamna Mirela Tănase? Da. Ce vești aveți despre fata mea? Doctorul este încă cu ea. Noi putem să o vedem? Numai familia. Și am să merg să verific dacă se poate și vă anunț. Da? Ce stil au? Nu mi-a zis nimic. Zi mersi că nu mi-a adus vești rele. Aura, du-te acasă. Du-te la fată. Te sunăm noi dacă aflăm ceva, da? Trebuie să știu și eu cum se simte, da? Mă duc, da. O bucați din partea mea? Sigur. Și spuneți, vă rog, îmi pare foarte rău. Hai, iubita mea, să mergi. Tine nu merg nicăieri. La revedere. Și de ce am stat, fă, până acum după tine aici? Fă! Uite așa îmi facem cunte. Atac, atac, de dimineață până seara, de mi-a mâncat creierii. Aha.